ca să știm dacă începem sau nu, dacă e justificat. Este informație, domnul președinte, da? De faptul că ori de pe simplu, nu de față la Bruxelles, o invitație acolo, în fază trebuie. Da, mulțumesc. Ca să știu, mulțumesc. Să știu dacă începem ședința de astăzi. Da. Ședința legală constituită, putem începe ședința. Bună ziua, stimați colegi. Înainte de a vă citi ordinea de zi, am plăcerea să avem în sală pe doi antrenorul și sportiva pe care noi, într-o ședință anterioară, i-am premiat. O echipă care a dus faima județului Bacău în lume și care ne face plăcere să-i avem în fața noastră astăzi pe antrenorul Cristi Neamțu și pe Georgiana Aniței. Nemțeanu, scuzați-mă. La pagină vă dau un minut. Da? Vă rog, veniți în față să vă cunoască colegii mei. Promovarea turismului și coordonarea activității de salvament.
Punctul 8. Rectificarea bugetului propriu al județului Bacău pe anul 2016. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Ion Borcea Bacău a fondurilor achiziționate în cadrul proiectului de restaurare și valorificare durabilă a patrimoniului cultural Observatorul Astronomic Victor Anestin din Bacău. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 2 din hotărârea Consiliului Județean Bacău 103 din 24.06.2014 privind acceptarea donației unui imobil situat în municipiul Bacău, strada Mărăși, numărul 17. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzepezirii, poleiului și agheții pe drumurile județene pentru iarna 2016-2017. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivului reabilitare și modernizare DJ 123. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în parteneriat a județului Bacău prin Consiliul Județean Bacău la continuarea proiectului Nediscriminare înseamnă drepturi egale, accesul echitabil al copiilor rom la servicii de sănătate, o condiție fundamentală într-o societate nediscriminatorie. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți lucrărilor de desfințare construcției magaziei C5, magazin C7, magazin C8, deci seră, bazin de var, aflat în administrarea Centrului Școlar de Educație Inclusivă numărul 1 Bacău. Punctul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul clubului al județului Bacău, în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării a unor construcții situate în municipiul Bacău, strada Hericoană, numărul 17. Punctul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului punerea în siguranță și amenajarea imobilului Casa numărul 2 din municipiul Bacău, strada Hericoană, numărul 2. Punctul 17. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale. Punctul 18. Proiect de hotărâre privind actualizarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate trafic județean. Punctul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii de domeniul public al județului Bacău în domeniul privat al acestuia în vederea casării a unor construcții aflate în administrarea Spitalului Județean Bacău. 20 diverse. La diverse, avem proiect de hotărâre privind completarea comisiei de numărare a voturilor constituite prin hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 93 din 2016. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice aferenți obiectivului lucrări de intervenție, lucrări de construire, consolidare, modificare, extindere și reabilitare tehnică a imobilului situat în Bacău, strada 9 Mai 104. Și ultimul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului Bacău în domeniul privat al acesteia, în vederea casării unui părți din imobilul situat în strada 9 Mai 104. Dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi. Domnul vicepreședinte, propune ca punctul 1 la diverse, care înseamnă în proiect de hotărâre privind completarea comisiei de numărare, să fie dezbătut la primul punct, în așa fel încât să putem participa și la voturile secrete din această. Da, domnul consilier, mulțumesc pentru propunerea făcută, de altfel și eu am aceeași părere. Propun aprobării dumneavoastră ordinea de zi cu propunerea făcută de domnul consilier Mioșan. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Unanimitate de vot. Ordinea de zi a fost aprobată. Procesul verbal la ședința anterioară, doamna secretară Nazară. La începutul fiecărei ședințe, conform dispozițiilor legii administrației publice locale republicate cu modificările și completările anterioare, procesul verbal al ședinței anterioare se supune aprobării plenului Consiliului Județean. Având în vedere cele menționate, domnule vicepreședinte, vă rog să supuneți la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc frumos! Dau cuvântul unuia de inițiatorii proiectului de hotărâre care am convenit împreună să-l aducem pe primul punct la ordine de zi, doamna Maricica Coșa sau domnul Dorian Popovici, unul dintre dumneavoastră, care puneți-vă de acord. Da, foarte pe scurt, au fost discuții în ședințele anterioare și împreună cu mea colegă, doamna Maricica Coșa,
așa am inițiat în asentimentul tuturor colegilor din PSD și ALDE acest proiect de hotărâre privind completarea comisiei de numărare cu încă 2 membri, astfel încât să nu mai existe discuții, eventuale suspiciuni și astfel încât toți colegii să-și exercite dreptul de vot pe care îl am în această structură de Consiliu Județean. Aceasta este inițiativa și propunerea noastră. Mulțumesc! Dacă mai sunt discuții, dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Vă scuzați! Domnul Miroșan, vă rog. Propunem ca minim în această comisie pe domnul Mihai Lădăvic. Și domnul de la... De serio. Domnul Izoranu l-a adus. Subsemnatul Izoranu, Vasile, da? Se autopropune. În regulă. Rog, domnul președinte, dacă tot nu se poate autopropune. Deci, cele două propuneri sunt domnul consilier Mihailă, da? Și domnul Izoranu Vasile. Vă rog să îi vot secret. Vă rog să pregătiți votul. Noi mergem mai departe. Să mergem și cu celelalte. Mai avem încă două hotărâri de Consiliul Județean care sunt cu vot secret, punctul 2 și 3 pe ordinea de zi. La punctul 2 avem proiect de hotărâri privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bacău în adunare generală SC Parc Industrial HIT SRL Emeiuș. Datorită faptului că domnul Ciprian Fantază și-a dat demisia din funcția de membru al adunării generale, trebuie să nominalizăm pe altcineva și vă supun atenție dumneavoastră nominalizarea unui nou membru. Propun pe Silviu Botez să facă parte din acest proiect. Da, mulțumesc domnul Ciobăniță. Dacă mai sunt propuneri? Dacă nu mai sunt propuneri, vă rog secretariatul să consemneze. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantelor Consiliului de Zeam Bacău, Consiliul de Administrație asociat din zona metropolitană Bacău, unde Consiliul Județean trebuie să desemneze 12 consilieri în componența următoare, 6 PSD, dacă nu mă înșel, da, PNL 1, 2, 3, 4 PNL, PSRO 1, ALDE 1, da? Deci avem 6 și cu 4, 10 și cu 1 de la ALDE și 1 de la PSRO, înseamnă, da? 12. Ne-a dat cheia, vă rog să faceți propunerele. Domnul Dorian Popovnicu. Propunem din partea PSD 5 consilieri, doamna Angela Bogea, domnul Cornel Ciobănița, domnul Genu Chenatu, domnul Răzvan... Mai aici. Doamna Angela Bogea, domnul Cornel Ciobănița, domnul Eugen Chenatu, domnul Răzvan Șendrea, domnul Ion Cucerescu, și a șasea propunere din partea grupului nostru vine pentru domnul Sorin Șova. Da. Grupul PNL. Doamna Floarea Ivanov. Da. Domnul Mihail Rădăvică. Da. Domnul Gustav Maus. Și domnul Marco Costa. Aliați noștri la ALDE. Hai. Aliații dumneavoastră de la ALDE sunt un pic debusolat pentru că vreau să facă două propuneri. Dar asta e. Da. O să mergem în continuare cu două propuneri. Doamna Ina Zară, din perspectivă legală, a făcut prin reprezentarea politică pe care o avem în Consiliul Județean. Poate să ne dea explicații dumneavoastră, vă rog. Deci este vorba de articolul 22 din legea 215/2001 rectificată cu modificările și completările ulterioare, care dispune că persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, legii autonome de interes județean,
asociații de dezvoltare intercomunitare și alte organisme de cooperare sau parteneriat, cum e cazul celui de față, sunt desemnate prin hotărârea Consiliului Județean în condițiile legii, respectând configurația politică rezultat după alegerile locale. Și este calculat fiecare procent în parte. Dacă doriți, de la noi, de la PSD, puteți face unul să nominalizați dumneavoastră. Da? Și vă rog, doamna... Eu renunț. Renunță doamna consilier. Da? Vă rog. Vă rog că nominalizați două. Voi consilier. Îl propun pe domnul consilier Toma Viorel și pe domnul Marius Gheorghiță Gabriel. Da. Mulțumesc frumos. Dacă mai sunt și alte propuneri, dacă nu, secretariatul să... PSR-ul. Din partea PSR-ului. Scuzați. Încep să zic. Aliații noștri. Rămas singur. Poate să fie acolo și... Aliații noștri de la PSR. Placat de domnul Ion Cucerescu de la Chișinău și de nou. V-am trecut foarte ușor cu vederea. Ce să zice pe urmă? Domnul, da, în regulă. Domnul Izoran Vasile va fi unicul propus de la PSR-ul. Da, vă rog, buletinele de vot. Noi mergem mai departe. La singurul 4, să vă regăsim corect, doamna secretară. Expunere de motive la proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2016-2020. Autoritatea de Ordine Publică a fost constituită ca urmare a întâlnirii care a avut loc săptămâna trecută. Noi nu avem decât să validăm membrii care sunt componenți ai Autorității de Ordine Publică, dat fiind faptul că au fost și alte instituții ale statului care fac parte, în afară de consilieri județeni, care fac parte din această autoritate, respectiv subprefectul, șeful Inspectoratului Poliției Județenie, șeful Corpului Național al Polițiștilor, reprezentantul ISU Bacău și al Jandarmeriei și Poliției Comunitare. În această perspectivă, vă supun la vot, dar nu sunt discuții. Vă rog, domnule. Asociație civilă. Domnule vicepreședinte, având în vedere faptul că, așa cum ar fi fost normal, respectându-se configurația politică în Consiliul Județean, opoziția ar trebui să aibă măcar un reprezentant, ceea ce nu este cazul. Partidul Național Liberal va vota împotriva acestui. În regulă, domnul Miroșanu, legea nu ne obligă la un asemenea gest. Avem lege specială, legea Poliției Române. În principiul acestei legi, autoritatea de ordine publică a fost... A fost considerat. Am înțeles, avem doamne. Am înțeles. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă rog să consemnați la ține presimată, doamna. Vot împotrivă. Domnul Miroșanu, domnul Miroșanu, da. Următorul punct de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de pretiune de către județul Bacău în cumpărarea imobilului Conac Leon Furnurachi, situat în comuna la Răcăciun, județul Bacău. Ați avut la mapă detalii despre acest conac. Ați văzut că e într-o stare de degradare avansată. Efectiv, n-are rost să nu ne exercităm dreptul de neexercitare pretiunii la acest imobil, pentru că nu ne-ar aduce niciun avantaj. Dacă sunt discuții. Dacă nu sunt discuții, supun la vot neexercitarea dreptului de pretiune la acest imobil. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a trecut. Vă mulțumesc. Mergem mai departe. Expunere de motive la proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecția Poporului Bacău și actualizarea componenței acestea. Dat fiind faptul că Lucica Dantu, psihopedagog, reprezentant al Inspectoratului Școlar Bacău, nu mai este angajat în aceste instituții, urmează a fi înlocuită cu doamna Oana Maria Droiman, psiholog în cadrul aceleiași instituții.
dacă sunt discuții la acest proiect de hotărâre. Dacă nu sunt, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Unanimitate, proiectul a trecut. Vă mulțumesc frumos! Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației de periculozitate și a indemnizației de hrană pentru membrii formațiunii de salvare montană în cadrul Serviciului Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității San Mormânt Bacău. Da. Norma de hrană e stabilită prin lege. Sunt propuneri care le-ați avut la MAPO, le-ați analizat și în comisii. Dacă dumneavoastră aveți discuții pe acest proiect de hotărâre. Dacă nu aveți, supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Unanimitate, proiectul a fost aprobat. Vă mulțumesc frumos. Următorul punct pe ordinea de zi. Expunere de motive privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău, privind rectificarea, fac o mențiune scurtă și sucintă, la capitolul venituri înregistrăm un venit suplimentar de 8.806.000 lei. Aceste venituri suplimentare pe care le avem la excedent la bugetul Consiliului Județean, trebuie și cheltuite. Ați avut expunerea de motive la MAPA, doamna director a fost la comisie, v-a explicat despre ce este vorba, unde se duc acești bani. E o echilibrare în interiorul Consiliului Județean, o parte pentru indemnizații pentru handicapați, o parte la inspectoratul școlar, o parte să ne acoperăm sumele pentru investițiile curente pe care le are Consiliul Județean în desfășurare. Dacă sunt discuții pe marginea acestui subiect. Dacă nu sunt, vă supun la vot cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Unanimitate de voturi, rectificarea propriei a Consiliului Județean a trecut. Ca urmare a definitivării lucrărilor la Observatorul Astronomic, trebuie să predăm în administrare bunurile achiziționate. Ați avut proiecte de hotărâre la MAPA. Cred că l-ați analizat și studiat. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Unanimitate de voturi a trecut și acest proiect de hotărâre. Mergem mai departe. Bacău. Privind acceptarea donașului imobil situat în municipiul Bacău, strada Năvășești, numărul 17, de la Fundația Comfort și în România, o fundație care se ocupă de asistență și ocrotirea copilului. Iată că mai primește și donații și Consiliul Județean, nu numai de. Dacă sunt discuții pe acest proiect de hotărâre. Dacă nu sunt, supun aprobării. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Unanimitate, a trecut și acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc, mergem mai departe. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii colierului și agenții de drumuri județene între anul 2016-2017. Așa cum știți, în fiecare an pregătim serviciul de drumuri județene pentru a face față problemelor care apar pe timpul iernii. Am avut servicii bune și anul trecut. Dar am avut și noroc foarte mare, datorită faptului că a fost o iarnă foarte, foarte blândă. Sperăm că așa acesta să avem o mai iarnă blândă, să nu ne pună în posibilitatea de a face față unor servicii meteorologice cu zăpezi foarte abundente. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. A trecut și acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării de la bugetul local al cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivului reabilitare și modernizare DJ-123. Știți drumul de la Valea Uzului, de la barajul Valea Uzului, limită cu județul Arghita. L-am propus pentru modernizare pe Planul Național de Dezvoltare Ordonanța 28. Ceea ce trebuie să facem noi, să aprobăm sumele care nu sunt finanțate de Ministerul Dezvoltării Regionale, practic partea de studii de fezabilitate, proiect tehnic, alte avize, dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva în unanimitate de voturi. A trecut și acest proiect. Vă mulțumesc frumos, dragi colegi. Trecem mai departe. Expunere de motive la proiect de hotărâre privind aprobarea participării parteneriată a județului Bacău prin Consiliul Județean Bacău la continuarea proiectului Nediscriminarea înseamnă dreptul egal, accesul echitabil al copiilor rom la servicii de sănătate, o condiție fundamentală într-o societate nediscriminatorie. Practic, Consiliul Județean, în calitate de partener, 3 în acest proiect, participă la selectarea de noi comunități, unde avem populații de rom foarte numeroasă. De fapt, e o continuare. Introducem și alte comunități de rom în strategia privind riscurile de îmbolnăvire și accent și punem accent foarte mare pe imunizarea populației de rom. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Vă mulțumesc frumos. Revenim la ordinea de zi și vă propun spre analize și discuții mai multe casări de construcții în diferite obiective ale Consiliului Județean. De fapt, a fost o strategie a noastră încă de anul trecut să prindem fondurile necesare pentru desființarea unor clădiri care se află într-o stare de degradare continuă și care prezintă pericol din punctul de vedere a integrității copiilor, a profesorilor, a oamenilor care lucrează în zonele respective. Astfel că avem un proiect de hotărâre privind desfințarea de construcții, magazii, cabină, poartă, spate, magazie, C7, magazie, C8, vechi, seră, bazin, în care se făcea vară pentru văruirea acestor școli la Centrul de Incluziune numărul 1 din Bacău. Dacă dumneavoastră aveți discuții pe marginea acestui proiect, vă rog. Dacă nu sunt, vă spun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? În unanimitate, și acest proiect de hotărâre. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public al județului Bacău, în domeniul privat al acestuia, în vedere scoatere din funcțiune casării și valorificarea unor construcții situate în municipiul Bacău, strada Heripoandă, numărul 17. Același lucru care l-am explicat anterior, dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Vă mulțumesc frumos! Expunere de motive la proiect de hotărâre. De hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice aferenți obiectivul punerea în siguranță și amenajarea imobilului Casa numărul 2 din municipiul Bacău, strada Heripoandă numărul 2, arhivă, spații de depozitare. Așa cum cred că știți, Consiliul Județean are o mare problemă din perspectiva depozitării și arhivării. Încă mai stăm cu chirie pe alte unități care au capacitate de arhivare conform legislației. Am hotărât să modernizăm acest spațiu care este abandonat pe Heripoandă 2, dar este proprietatea Consiliului Județean.
dacă sunt discuții la acest proiect, dacă nu sunt discuții, supun aprobare dumneavoastră, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, în unanimitate și acest proiect a fost aprobat. Mulțumesc frumos, domnul vicepreședinte, vă rog, cu expunerea de motive la licențele de traseu. Da, vă mulțumesc, domnul vicepreședinte. Licența de traseu se eliberează pe o perioadă egală cu o perioadă de valabilitate. E vorba de trei noi trasee, de fapt prelungirea celor trei trasee. Astfel, prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, pentru curse regulate și speciale. Pe unele trasee județene este vorba despre SC Dragului, Serviciile s-a scurt în baza contractului de transport. E vorba de SC Transmoldova Ionești, de traseu Poiana Livezi Ionești și Marcovarsele Bărsănești pe traseul Dofteana Ionești. Având în vedere cele mai sus menționate și documentația la mapă, domnule vicepreședinte, vă rog să supuneți la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi a acestui proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Punctul următor, domnul vice. Da, vă mulțumesc mult. Pe următorul punct este vorba tot de o licență de transport, efectuat de operatorul de transport SC Superboiar Serele Moinești pentru trasele județene numărul 15, Bacău, Roșior, Valea Mare și de traseu numărul 162, Moinești, Grigoren, Bacău. Toată documentația, de fapt, este vorba despre prelungirea licențelor de transport. Documentația este aprobată și avizată de compartimentul de specialitate. Domnule vicepreședinte, vă rog să spuneți la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Unanimitate de vot. Proiect de hotărâre a fost aprobat. Trecem la celelalte două puncte de hotărâre aparte pe ordinea de zi de la diverse. Da? Și avem proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de lucrări de intervenție, lucrări de construire, de consolidare, modificare, extindere și reabilitare, termică la imobilul. Vă rog un pic de liniște. Scuzați, revenim la proiectul privind trecerea din domeniul public al județului Bacău în domeniul privat al acestea, în vederea casele unor construcții aflate la administrarea statului județean de urgență Bacău. Sper că lucrurile s-au clarificat, au fost identificate acele clădiri care trebuiesc casate. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, în unanimitate de vot, proiectul de hotărâre a trecut. Vă mulțumesc frumos. Mergem mai departe cu expunerea de motive la imobilul situat în Bacău, strada 9 Mai, numărul 104, fostul corp al gardienilor publici, care trebuie amenajat, modernizat, pentru a-i da funcționalitatea necesară din perspectiva a ceea ce ne s-a solicitat de către o direcție importantă a statului român. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de vot, orice efect a trecut. Tot aici, la acest imobil, trebuie să trecem din domeniul public în domeniul privat, datorită faptului că o parte din el aveam niște garaje care erau într-o stare de degradare foarte mare și nu mai sunt parte integrantă a proiectului și din această perspectivă trebuie să le casăm și să, pe locul acestor garaje, să modernizăm clădirea. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, supun la vot cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, unanimitate de voturi, acest proiect de hotărâre a trecut. Dacă dumneavoastră, din sală, tot la diverse fiind, vreți să luați cuvântul sau aveți de spus ceva,
din perspectiva acestei ședințe de consiliu. Dacă nu, vă mulțumesc frumos, vă doresc o zi frumoasă, așteptăm rezultatul votului. Ne-am mișcat mai repede decât cei care au numărat votul. Da. Haideți să rămânim un pic, vă rog, să citești rezultatul. Vă rog. Această discuție,
am așteptat să vină această inițiativă din partea celor care au ridicat această problemă de la PNL. Am văzut că s-a întârziat, m-a apelat la această soluție. Vrem să vă reamintim faptul că la a doua ședință noi am inițiat un astfel de proiect care a fost respins. Nu a fost în proiect la mapă. Ok, bine. Și a fost respins. Bine că astăzi am încheiat un episod de contradicții și dezbatere care nu mai avea loc să nu pot să reclețeam. Eu închid cu ședința măsurii de ani de astăzi. Vă doresc o urmează cu o plăcut. La revedere!